plăcerea să-l avem lângă noi pe domnul primar, prin Moldoveanu. Îi mulțumesc pentru disponibilitate. Să știți că mai are la aceeași oră o altă activitate planificată și nu o să stea prea mult, dar încă o dată vă mulțumesc pentru că ați venit alături de noi. Pentru ca să-i creez dânsului posibilitatea să meargă și la cealaltă activitate, vă rog să permiteți să-i dau cuvântul și pe urmă vă mai țin eu de vorbă încă vă două, trei ore și după aia. Mulțumesc de invitație, din mare plăcere de fiecare dată. La fel, știți foarte bine că pot vă sprijin ceea ce aveți nevoie. Țineți cultura și arta la nivel foarte ridicat în municipiul Câmpina. Mă bucur să mă apropii de dumneavoastră și țineți tot așa. Sărbători cu bine, pentru că acum se apropie și sărbătorile de sfârșit de an. Să vă dea Dumnezeu sănătate, bucurii, împliniri și pe plan de artă și profesional. Familiilor dumneavoastră la fel, să fiți în mijlocul lor și să vă bucurați împreună de sfârșit de an frumos. La Dumnezeu! Să știți că eu vorbesc mult și produc puțin. Am aici alături de mine alții care sunt exact invers. Adică vorbesc mai puțin și produc mai mult, poate și mai bine decât mine. Avem din nou prilejul de a avea și pictori, dar și sculptori. Avem și elemente de noutate în această expoziție și cred că impresia pe care o veți avea la final o să fie foarte bună. Încheiem acest an din punct de vedere al asociației noastre. Vreau să mulțumesc colegilor de asociație pentru faptul că au ținut aproape de mine, m-au suportat așa, cu bune și cu rele. Și am reușit să ajungem la finalul acestui an. Ne-am pregătit pentru dumneavoastră cu câteva mici surprize ca să fim în ton cu sărbătorile de iarnă. Și nu știm cum să vă împăcăm pe toți, sper să reușim. Noi am făcut așa, câte puține, în fiecare dată. Mă bucur că sunteți mulți, asta înseamnă că ne iubiți și dumneavoastră și trebuie să o spun că și noi vă apreciem pe dumneavoastră. Cu dragostea o lăsăm mai altfel. Dar cred că există un feedback din partea dumneavoastră către noi și de la noi către dumneavoastră și sper ca de fiecare dată să ne revedem cu plăcere și să încercăm să ne simțim mai bine de fiecare dată. De data aceasta vă spuneam că am spus să organizăm un salon de iarnă. Denumirea este numai generică, pentru că în general, aceste savane în materie de pictură înseamnă să se întâlnească niște căpoși, niște, hai să zicem, artiști plastici, care să-și arate lor și să arate și altora ce au lucrat într-o anumită perioadă de timp. Aici, pe simeze și pe aceste măsuțe, veți găsi o parte din sufletele noastre, din trăirile noastre. Acum, de astă toamnă și până la ora actuală. Ne face mare plăcere să vă arătăm ce am realizat. Sper să apreciați și dumneavoastră și să ne dați curaj. Eu cred că este foarte bine. În afară de treaba asta, vreau să invit lângă noi pe doamna Cerasela Tănase, care este președinta Asociației de Părinți de la Colegiul Național Nicolae Grigorescu, pentru că am fost solicitați noi să ajutăm cu niște lucrări pentru o acțiune caritabilă. Vă rog frumos, dacă se poate, să vă expuneți un pic. Bună seara, așa cum mi-a făcut și domnul prima prezentare, sunt președintele Asociației Părinților Elevilor din Colegiul Național din Nicolae Grigorescu. Asociația există din anul 2011 și până la ora actuală a reușit să pună la punct și să dezvolte foarte multe proiecte educaționale. Totul s-a făcut prin sponsorizări și prin
anumite cotizații sau cotizații și sponsorizări cu dedicații. Anul acesta am zis să deschidem, în urma unei participări la Gara Prahoveana, am zis haide să facem o gală și în orașul nostru și Asociația Părinților Elevilor, împreună cu elevii voluntari și cadre didactice, părinți foarte mulți, am hotărât să realizăm prima gală intitulată Arte spre viitor. De ce o astfel de gală? Pentru că, așa cum a spus și domnul primar, așa cum a spus și domnul primar, să știți că la noi în oraș este nevoie de cultură, pentru că suntem niște oameni care am dat la rândul nostru alți oameni pe parcursul timpului, oameni de calitate, oameni de cultură, da? Și cred că ne dăm seama și după operele câmpinetilor, da? Operele expuse. Deci, gala va avea loc pe data de 18 decembrie, la ora 18, la sala de la subsol al restaurantului Oscar. Acolo vom avea momente de prezentare a asociației, de licitația operelor de artă pe care noi o să le avem din donații, iar cu banii strânși dorim să facem mai multe proiecte pentru ele, pentru că este nevoie. Ne-am gândit, sunt foarte multe, da, proiecte de școală, incluziune școlară dezvoltată. Avem proiecte prin care ne propunem să strângem anumiți copii olimpici, și să-i ducem în anumite vacanțe sau copiii cu posibilități mai reduse. Și atunci am zis să dăm anul acesta startul la prima gală de acest gen din Câmpina. Sperăm că nu va fi nici ultima, chiar dacă la un moment dat eu nu o să mai fiu cu eleva mea în Grigorescu. Ceea ce vă solicit, dacă se poate, sunteți bineveniți. Gala se intră, la gala se intră pe bază de invitație și de donație de minim 150 de lei. Pentru că ne-am gândit să reușim să facem ceva și să facem acum înainte. Vreau să vă spun că suntem doar 6 organizatori ai galei și facem și realizăm gala în 2 săptămâni. Da? Deci, vă aștept cu mare drag. Mulțumesc domnule Alin Moldoveanu, mulțumesc domnului Dima. Pentru că tot veni vorba, eu fac primul pas. Da. Am convenit să lungă stabilitatea. Bună bine, domnul Dima, vreau să vă fac și o invitație. Avem un concert foarte mare și frumos pe data de 19 la Casa Tineretului la ora 19, deci 19 decembrie ora 19, Centrul de Coarte Sonore Soprana Diana Arad, Corul de Copii Sfintei, dirijor Adrian Gărbiță. Deci este concert de colinde, finanțat, bineînțeles, așa cum am reușit pe multe proiecte și pe fonduri europene, deci nu se cheltuie nici cu bani din local. Deci vă rog să vă notați, oricum o să-i dau invitația domnului Dima și sunt convins că o să vă transmită tuturor. Rugămintea mea este să și confirmați pentru a vă ține locul, intrarea este liberă, motiv pentru care fac invitație către toți. Este al doilea spectacol din proiectul pe fonduri europene pe care Asociația Muzicum Adolescenții organizează în municipiul Câmpina. A fost un spectacol cu sala full, ca să fiu mai direct, motiv pentru care vă rog să vă notați 19 decembrie, sala Casei Tineretului, la ora 19, concert de colinde. Eu încerc sugetul să mă retrag. Vă mulțumesc mult pentru invitație și ne vedem pe 19, iar dacă nu reușiți să veniți, încă o dată la mulți ani, sărbători cu bine și multă, multă sănătate și felicitări tuturor artiștilor, pentru că, așa cum am spus, țineți ștacheta la capitolul artă, cultură, exact cum îmi place să spun, hrana sufletului la un nivel foarte ridicat. Și chiar simt de mândru că sunt primarul municipiului Câmpina și să am artii de asemenea valoare. Vă felicit încă o dată și vă mulțumesc de invitație și îmi cer scuze că mă retrag. Și dumneavoastră, mai minitele. Mulțumesc! Iuca Ivan ne-a transmis că pe data de 12 ianuarie suntem invitați să expunem la Muzeul Iulia Hașdeu, eu tot așa o să-i spun, că așa scrie deasupra, vom avea și acolo o expoziție, deci nu uitați, după ce terminați cu sarmalele și cu piftia și cu celelalte, faceți o mișcare până la Muzeul la Iulia Hașdeu, pe data de 12 la ora
O să vă transmit eu, da. Ora. Acum, eu aș înceta pentru că sigur o să vă plictisesc. Pot vorbi foarte mult și foarte prost. Dar mai bine mă opresc ca să nu mă fac de rușine și atunci aș juca dintre colegii mei, dacă doresc să spună câte ceva despre înșii, despre lucrări, despre expoziție, cam, vă rog. Tablourile vorbesc, tablourile sunt de fapt rezultatul emoțiilor noastre în fața motivului și ne bucurăm dacă aici ar fi vorba de o diversitate de stiluri precum observații, sperăm că atinge o gamă cât mai largă de pretenții și să sensibilizeze publicul privitor în speță dumneavoastră. Acum aș dori să impresie personală despre implicarea acestui cenaclu. Este bucurător pentru că ne aflăm la a treia manifestare, deci dacă ne apropiem de an, înseamnă că suntem pe drumul bun. În acest un an care s-a scurs, am cooptat alți membri și ne-ar bucura, adică sunt tendințe să mai vină și alții membri, nu neapărat membri, pentru că cenaclul nostru nu se dea neapărat că suntem artiști care pictăm și expunem sau suntem sculptori și expunem. Am fi doritori pentru frumos să venim să discutăm, să promovăm frumosul, să discutăm ce am mai făcut, adică să înălțăm spiritul pentru că viața asta este destul de grea și vorba aia, să ne menținem, cum se spune, tinerețea prin spirit. Vreau să reamintesc, eu am spus de fiecare dată, că asociația noastră nu este închisă, nu este o castă, numai a noastră și numai noi călcăm pe aici. Am astăzi doi inși care ar dori să vină alături de noi și să știți că îi așteptăm cu drag. Metaloplastie și am înțeles că un pictor mai vechi. Dar discutăm aceste aspecte după ce ne îmbătăm. Doamna, dacă vreți să spuneți ceva? Primul rând, vă mulțumesc pentru cuvintele super răcioase. Mulțumesc grupului care m-a primit în momentul de lui și al grupului care am să expun. Mulțumesc pentru celor care ați venit și celor în special tot vă asupre de la apropiații de care am primit. Dacă vom reuși să vă reținem